doamnă secretar de stat a Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, stimate domnule secretar de stat al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, stimate domnule director al Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, onorați prorectori, stimați oaspeți, dragi colegi, studenți, rezidenți, onorată asistență, doamnelor și domnilor. Bună ziua! În condițiile implementării vertiginoase a realizărilor de ultimă oră a științei și tehnicii, în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în medicină și farmacie, un imperativ al timpului a devenit actualizarea și dezvoltarea continuă a ofertei educaționale și remodelarea curriculumului universitar prin integrarea învățământului cu cercetarea și formarea abilităților clinice și farmaceutice calificate viitorilor specialiști capabili să facă față provocărilor timpurilor și noilor cerințe ale sistemului național și mondial de sănătate. De aceea, unul din principalele obiective strategice de dezvoltare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu de Republica Moldova până în anul 2030 se bazează pe implementarea principiului instruire prin cercetare. O oportunitate extraordinară de realizare a acestui important obiectiv strategic ne-a oferit Ministerul Educației și Cercetării cu suportul financiar al Băncii Mondiale prin intermediul proiectului Învățământul Superior din Moldova cu două subproiecte. În cadrul primului subproiect cu genericul Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF Nicolae Tistimițanu sau ForceMed, pe care Universitatea deja îl implementează cu succes, accentul prioritar s-a pus pe reforma curriculară, care prevede îmbunătățirea celor existente și crearea noilor cursuri și discipline aferente sistemului de sănătate contemporan. Un alt deziderat al acestui subproiect constă în fortificarea infrastructurii de cercetare prin crearea de noi laboratoare științifice, medicale și înzestrarea celor existente cu mobilier și echipament modern destinate studenților și altor categorii de beneficiari din universitate. Astăzi, onorată asistență, suntem prezenți la lansarea celui de-al doilea subproiect, intitulat Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină, în cadrul USMF Nicolae Tistimițanu sau proiectul Force Farm, care este complementar primului și se orientează spre implementarea principiului instruire prin cercetare de la obținerea medicamentului până la utilizarea în terapie. Cu alte cuvinte, acest proiect permite extinderea activității de cercetare la crearea infrastructurii, conținuturilor de studii, până la implementarea pe întreg domeniul sănătate. Astfel, procesul de modernizare și fortificare a platformei didactice și de cercetare și elaborare a medicamentelor prevede gestionarea procesului educațional la Facultatea de Farmacie prin prisma metodologiei de cercetare a medicamentelor, dar și familiarizarea studenților de la Facultatea de Medicină cu acest proces. În scopul inițierii activității de integrare a studiilor celor două facultăți. Pentru a facilita însușirea procesului de dezvoltare și de utilizare rațională a medicamentelor, se vor întreprinde măsuri de dezvoltare a cursurilor interdisciplinare, care vor permite atât utilizarea celor mai noi tehnologii biofarmaceutice în practica farmaceutică și medicală, cât și implementarea abilităților studenților în activitatea de cercetare și de aplicare a rezultatelor acestora. În acest scop vor fi create
laboratorul de biotehnologii vegetale și farmaceutice, pentru studii în domeniul științelor farmaceutice fundamentale și de profil, laboratorul de nanotehnologii farmaceutice și design al medicamentelor, care va asigura abordarea prin experiment și cercetare a disciplinelor de profil farmaceutic, dar și a celor clinice, vor fi utilizate și utilate cu aparataj modern laboratoarele Centrului Științific a Medicamentului. Va fi creată o sală de studii, de cercetare, dotată cu sisteme educaționale specializate, care va asigura participarea studenților în procesul de simulare a experimentelor și etapelor de elaborare a medicamentelor. Crearea acestei infrastructuri va contribui la educarea biotehnologică a studenților, prin însușirea abilităților practice avansate în domeniul analizelor fizico-chimice și a bioanalizei, precum și la aplicarea diverselor metode moderne, noi de cercetare a proprietăților medicamentelor. Astfel, prin implementarea proiectului Universității de Medicină Force Farm, preconizăm să asigurăm o pregătire integrată a medicilor și a farmaceuților prin prisma cunoștințelor medicamentului, precum și dezvoltarea abilităților de colaborare în echipe interprofesionale, interdisciplinare, care ar permite o evaluare multilaterală a pacientului și luarea deciziilor terapeutice bazate pe evidențe în contextul aplicării principiul medicinei personalizate, scopul căreia este de a asigura tratament potrivit pacientului potrivit la momentul sau locul potrivit. Onorată asistență, astăzi, în numele comunității academice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu, țin să adresez alese cuvinte de mulțumire, profundă gratitudine și înalte considerațiuni Guvernului Republicii Moldova, în special Ministerul Educației și Cercetării și Băncii Mondiale, fondatorului Ministerului Sănătății, pentru suportul inestimabil acordat la momentul oportun instituției noastre în dezvoltarea învățământului medical, superior și farmaceutic din Republica Moldova, în beneficiu oamenilor, studenților, pacienților și întregii țări. Vă mulțumim! Onorată asistență, îmi face plăcere să o invit în fața domniilor voastre, secretarul de stat, Ministerul Educației și Cercetării, doamna Adriana Cazacu. Stimate domnule rector, stimați colegi, dragi studenți, mă simt onorată să mă aflu astăzi aici, în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu, și să particip la acest eveniment de lansare a unui subproiect implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale. Suntem martorii și actanții direcți a unui proces de modernizare a învățământului superior din Republica Moldova. Este un proces complex, este un proces de durată în mai multe etape, care implică mult efort, multă muncă din partea tuturor celor implicați. Ministerul Educației și Cercetării, prin această reformă universitară, și-a propus realizarea mai multor obiective. Unul dintre acestea fiind consolidarea sistemului universitar și de cercetare prin concentrarea resurselor atât umane cât și financiare. Probabil ați observat că între timp au avut loc și fuziuni a mai multor universități,
prin aceasta se încearcă sau ne străduim să implementăm acest obiectiv. 2. Apropierea cercetării științifice de studenți prin integrarea Institutului de Cercetare în cadrul universităților, dar, bineînțeles, și alocarea mijloacelor financiare pentru a susține procesul de modernizare a universităților, a învățământului superior și a sectorului de cercetare. Un obiectiv primordial stipulat în Strategia Educația 2030 este racordarea programelor de studii la cerințele și necesitățile actuale și viitoare ale pieței muncii. Respectiv, ne preocupăm în primul rând de îmbunătățirea programelor de studii, de dezvoltarea programelor de studii. Aș putea zice că în prezent, dacă e să mă exprim metaforic, aș putea zice că în prezent asistăm la o schimbare la față a universităților și această schimbare este în primul rând una de conținut, trebuie să fie una de conținut, referindu-ne la programe, la modernizarea programelor, la îmbunătățirea, la dezvoltarea programelor și credem că acest fapt poate fi obținut, iată, și prin implementarea unor asemenea proiecte, precum este cel pe care îl lansăm astăzi. Este foarte important ca să creăm medii de învățare conforme standardelor lumii în care trăim. Respectiv, în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, constatăm că se investesc resurse financiare considerabile, se schimbă mediile de învățare, studenții beneficiază de laboratoare moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, cămine modernizate, terenuri sportive modernizate și așa mai departe. În acest scop și Guvernul Republicii Moldova, în ultimii 2 ani, a investit mai multe mijloace financiare, atribuind granturi universităților. În 2 runde au fost atribuite aceste granturi. În anul trecut a fost o rundă, în 2022 a fost prima rundă de subproiectului din cadrul proiectului Învățământul Superior din Republica Moldova. După cum a menționat și domnul rector, acest proiect este implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dar cu sprijinul Băncii Mondiale. Valoarea totală a acestui proiect este de 35,7 milioane euro. Și din aceste 35,7 milioane euro, anul trecut, în prima rundă de granturi, au fost atribuite 14,3 milioane euro. Din câte cunosc, Universitatea de Medicină a fost printre beneficiari și a beneficiat de mai mult de 2 milioane de euro. Anul trecut, în 2022, au fost determinate 4 direcții strategice prioritare în care s-a investit: științele educației, inginerie, tehnologii informaționale și medicină. Anul trecut au beneficiat de aceste granturi 7 universități și mai multe colegii, în total au fost 20 de proiecte, pe când în 2023 ne-am propus ca toate aceste mijloace financiare să fie direcționate spre universități. 5 universități au beneficiat de proiecte, de subproiecte în runda a doua și Universitatea de Medicină este la fel beneficiarul acestor proiecte și iată că asistăm astăzi la lansarea acestui subproiect. Deci în urma implementării acestor proiecte ne dorim, ne propunem ca să avem condiții mai bune de instruire pentru studenți, după cum ziceam, să avem medii adecvate, să avem laboratoare dotate, inclusiv și prin valorificarea inteligenței artificiale, adică toate cele mai inovative metode să fie la îndemâna studenților, să fie la îndemâna profesorilor. Bineînțeles că m-am referit mai sus, mai mult la infrastructură, pentru că de fapt aceste mijloace financiare sunt pentru infrastructură, dar Guvernul Republicii Moldova susține și prin alte mijloace și prin alte modalități învățământul superior din Republica Moldova, ne dorim și susținerea resursei umane. Dacă sunteți la curent, recent a fost votat o hotărâre de guvern prin care se dorește o liberalizare a salarizării în domeniul învățământului superior, dorim să investim și în oameni, în capacitarea resursei umane.
Deci toate aceste eforturi concentrate, de fapt, au o singură finalitate. Să avem universități puternice, universități recunoscute la nivel internațional, universități situate în clasamentele internaționale pe poziții foarte bune, astfel încât la finalizarea studiilor studenții să beneficieze de diplome apreciate internațional. Ori Ministerul Educației și Cercetării cunoaște că în cadrul universității dumneavoastră se face multă muncă în această direcție. Sunteți pe anumite poziții chiar lideri în ceea ce privește, spre exemplu, atragerea studenților străini, în ceea ce privește susținerea resursei umane sau capacitarea resursei umane. Cunoaștem că profesorii din cadrul universității dumneavoastră dețin competențe de cunoașterea limbii engleze și s-a investit și în această direcție. Deci ne bucurăm pentru aceste realizări, pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Suntem alături de dumneavoastră, vom continua să sprijinim universitățile, învățământul superior de Republica Moldova, printre acestea și instituția dumneavoastră. Vă adresez felicitări, sincere, calde, cordiale felicitări cu ocazia acestei realizări și vă doresc la mai multe asemenea proiecte. Vă mulțumesc! Cuvânt se oferă domnului secretar de stat al Ministerului Sănătății, domnul Alexandru Gasnaș. Okay. Stimată audiență, bună ziua! Aici e ca acasă, pentru că toți suntem colegi. Și astăzi, la acest eveniment, eram sigur că o să fie colegi tineri și mă gândeam care ar fi niște mesaje cheie pe care Ministerul Sănătății ar putea să le transmită. Și mă gândesc că leitmotivul, de fapt, întâlnirii noastre este cercetarea și învățarea prin cercetare. Și din considerentele acestea, noi toți știm ce înseamnă cercetare, toți știm ce înseamnă învățare, dar cumva uităm profunzimea acestui cuvânt. Pentru că noi știm foarte bine că cercetarea, în general, poate fi de două tipuri. Este cercetarea fundamentală și cercetarea aplicată. Și cercetarea fundamentală, de fapt, urmărește să aducă cunoștință dintr-un fenomen natural, ca să îmbunătățească înțelegerea acestuia, iar cercetarea aplicată este utilizarea celor cunoștințe științifice care noi putem să dezvoltăm anumite lucruri și să aducem plus valoare. Inevitabil apare niște întrebări și care mi le-aș pune. De ce noi avem nevoie de cercetare? De ce însăși o instituție de învățământ are nevoie de cercetare? Și de ce în ultima perioadă se investește foarte multe finanțe în cercetare? Pentru că dacă ne uităm acum în statistici, și chiar recomand să ne uităm pe statistic.ai, să vedem că în ultimii 25 de ani am avut o investiție exponențială în cercetare și practic s-au investit 2,34 de trilioane, erau doar în 2021 pentru cercetare mondială. În Europa, noi suntem mai aproape de cercetările Orizont și noi știm că bugetul pe perioada 2021-2027 este în jur de 100 de miliarde, doar pentru cercetare în Europa. Și ne dăm seama cât de mult trebuie să ne implicăm, pentru că noi avem potențial, problema este în asimilarea acestor bani. Pentru că pare ceva fantastic, nu știu, 10 ani în urmă era dificil să ajungi la anumite fonduri, acum, de fapt, bani sunt peste tot și în sistem sunt bani. Ideea cum noi asimilăm aceste surse. Și acum, întrebarea de ce noi investim în cercetare este pentru că știința este pilonul la tuturor soluțiilor. Și vreau să dau câteva exemple de ce este importantă cercetarea și în impactul său asupra societății și economic. Unul din exemple este colaborarea, de exemplu, Universității Oxford cu AstraZeneca, care noi știm toți acest vaccin, care cred că o bună parte de noi l-am folosit.
La fel, Institutul College of London cu Universitatea a inventat diferite medicamente pentru tratamentul cancerului de sân, care este un pic atipic de ceea ce folosim noi acum în protocoale și va fi pus pe bandă rulantă ca să-l utilizăm. Și asta datorită cercetărilor care se fac în colaborare împreună universitatea cu diferite centre de cercetare. La fel, doream să zic că în 2023, la Forumul Economic Mondial din Davos, acum de fapt se desfășoară în 2024, această săptămână, deci în 2023 a fost de fapt un anunț în care se spunea cât de importantă este cercetarea. Pentru că cercetarea științifică, și anume fundamentală, pentru că noi toți vrem cea aplicativă să dezvoltăm, dar foarte mult contează să venim cu idei noi și aia vine anume din cercetările fundamentale. Și ideea că cercetarea științifică fundamentală a pus bazele multor din cele mai importante inovații ce stau în ziua de astăzi. Și noi vorbim de același internet, vorbim de structura ADN-ului și alte descoperiri. La fel, este important că Consiliul European pentru Inovare sprijină foarte mult start-up-urile. Deci însăși pentru anul acesta sunt 10 miliarde investite doar pentru diferite start-up-uri. Și aici Ministerul Sănătății și cu colegii și din guvern, de fapt, inițiem acum un proiect foarte mare pentru că orice universitate serioasă, cum este și Universitatea de Medicină Nicolae Tăstămițeanu, are nevoie să aibă un teren de start-up. Și noi vorbim de parcuri specifice, parcuri medicale de start-up-uri, pe care acum vrem să-l desfășurăm, să fie un mediu în care să creștem, pentru că noi trebuie să facem cultura instituției organizațională, să avem cultura cercetării, cultura dezvoltării și nouă ne trebuie acest mediu. Și aici, Universitatea de Medicină, inclusiv cu Ministerul Sănătății și Guvernul, o să deschidă acest parc imens pentru anumite start-up-uri, unde să concentrăm diferite cercetări în acest ecosistem. La fel este important că cercetarea contribuie nu doar pentru a veni cu diferite idei, inovații, dar ajută foarte mult însăși instituția care folosește cercetarea în învățare. Pentru că însăși profesorii devin mai alerți, sunt up to date la tot ce se întâmplă în lume, implementează aceste idei care cresc în studenți. Pentru că noi nu putem să devenim, pentru că orice vis pe care avem, el nu poate deveni realitate dacă nu muncim, totul se obține prin durere. Și cercetarea nu este ușoară și din aceste perspective este foarte mult calitatea predării. Și cercetarea, de fapt, este un pilon ceea ce ajută să creștem și să aducem plus valoare învățării. De aceea vreau să felicit colegii pentru acest proiect, pentru că ne dăm seama, pentru că este o muncă colectivă și un efort enorm ca să obții acest proiect și să-l transform din idee să devină realitate. Și aceasta nu este început. Universitatea are multe proiecte, asta înseamnă o valorificare a unor din idei, dar sunt sigur că împreună să creăm ceva frumos. Mulțumesc și succes la toți! Mulțumim. Cu deosebit respect, îl invit în fața domnilor noastre pe domnul Sergiu Harea, care este managerul de proiect Învățământul Superior de Republica Moldova. Vă rog. Doamnă și domnul, onorată asistență, am o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, în dublă poziție ca manager acestui proiect finanțat de către Banca Mondială, dar ca și președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Acest proiect a fost inițiat de către guvernul țării noastre la insistența mediului de afaceri. Pentru că universitățile trebuie să pregătească pentru cei ce au nevoie companiile. Acest proiect, care are trei dimensiuni foarte importante, primul, îmbunătățirea mecanismului de asigurare a calității, și aici este vorba despre admiterea electronică a dumneavoastră, a studenților care sunt aici. Este vorba despre sistemul informațional de management al învățământului superior, HEMIS. Este vorba despre Registrul Național al Calificărilor. Este vorba despre
alte investiții în digitizarea diplomelor, inclusiv al dumneavoastră. Totodată este vorba despre recunoașterea diplomelor noastre, a universităților și colegilor din țara noastră, peste hotare. Și aici, împreună cu ANACEC, Guvernul Republicii Moldova a depus documentele necesare la instituțiile internaționale pentru a fi recunoscute. A doua componentă acestui proiect ține de îmbunătățirea orientării spre piața muncii, componenta a doua despre care a vorbit doamna secretar de stat Cazacu. Sunt investiții majore pe care statul, Republica Moldova, le-a direcționat pe patru dimensiuni cele mai importante. Domeniul IT, un domeniu unde, datorită investițiilor care le-a făcut sectorul privat și statul, avem cel mai dezvoltat parc IT din regiune. Parc IT care are exporturi mai multe decât alte produse care anterior era pe poziții fruntașe Republica Moldova. Domeniul de inginerie, domeniul în care pregătim economia Republicii Moldova pentru industrializare. Domeniul pedagogie și medicină sunt dintre cele mai importante, pentru că fără a pregăti copiii viitori studenți la universități la nivelul cerințelor europene și fără o medicină bine pregătită, nu vom avea oameni sănătoși care să muncească în cadrul economiei naționale. Aceste investiții de peste 24 de milioane de euro în laboratoare, inclusiv pentru cercetare, sperăm că vor aduce acel impact în a dezvolta societatea noastră în viitorul apropiat. Componenta 3 ține în speță de managementul acestor resurse și a investiției pe care o face statul Republica Moldova. Cum ar fi traseul studenților? Pentru că dumneavoastră deja aveți Universitatea de Medicină anumite informații ce ține de studenții care au absolvit această minunată universitate. Dar statul Republica Moldova trebuie să vadă unde merg investițiile pe care acest stat le-a făcut în tinerii noștri. Este important de menționat, dacă suntem astăzi la Universitatea de Medicină, că și în prima fază, și în a doua fază, proiectele depuse de către Universitatea de Medicină și Farmaceutică au fost selectate printr-un concurs. Deci nu a fost pur și simplu selectată Universitatea de Medicină, dar a fost un concurs riguros la care oferta de investiții pe care ați depus-o dumneavoastră a fost selectată de Consiliul Coordonator pentru a fi investiții, pentru a fi beneficiar. În acest sens, felicit Universitatea cu această ocazie. Și a doua, urmărim că managementul acestor resurse, cât la prima fază, cât și la a doua, sunt în mâini bune, nu sunt obiecții din partea Băncii Mondiale vis-a-vis de cum se implementează și faza 1 și faza 2. Acest lucru l-am demonstrat în cadrul misiunii de evaluare de mijloc de proiect, care a avut loc în luna noiembrie. În final, onorată asistență și stimați studenți, mediul de afaceri Republica Moldova, în speță pe domeniul de consultanță în medicină și nu numai, este într-o continuă dezvoltare. Vă recomand să preluați toate cunoștințele pe care le vor oferă minunații noștri specialiști din domeniul medicinii și să le implementați cu succes la noi acasă, în Republica Moldova. În final, urez tuturor sănătate și pace pentru a realiza aceste proiecte. Stimați colegi, dragi studenți, pentru a prezenta subproiectul respectiv, modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF Nicolae Simițanu sau Force Farm, o invit pe doamna Liviu Uncu, care este manager de subproiect din Facultatea Farmaciei USMF Nicolae Simițanu. Vă rog. Onorată asistență, aș vrea să
Menționez de la bun început că titlul acestui subproiect și a subproiectului precedent nu este absolut întâmplător. De ce? Pentru că cunoaștem cu toții că educația dintotdeauna a fost piatra de temelie pe care este zidită o societate, iar cercetarea, la rândul său, este acel motor care o propulsează, o impulsionează spre progres și spre inovare. În lumea modernă, cu toate schimbările rapide și complexitatea problemelor care stau în fața ramurii medicale, schimbările rapide care sunt, ne fac ca procesul educațional în medicină și în farmacie să fie permanent schimbat, permanent valorificat și îmbunătățit. De fapt, dacă vorbim despre acest subproiect, pornim de la obiectivul de bază a planului strategic a universității noastre pentru anii 2021-2030, și anume alinierea procesului educațional la procesul de cercetare. Ca un fir roșu, pe primul plan, stă acest deziderat și constatăm că acest subproiect care vine să continue, de fapt, linia directorie a primului subproiect, Force Med, și să îmbunătățească deja învățământul farmaceutic. Onorată asistență, astăzi nu putem să concepem tratarea multiplelor maladii fără medicamente. Și, dacă vorbim despre acei specialiști cu competențe de bază în domeniul medicamentului, aceștia sunt farmaciștii, pe care Organizația Mondială a Sănătății le-a definit ca specialiști principali în domeniul medicamentului. Și vreau să menționez că farmaciștii nu sunt doar numai acei care eliberează medicamente la prima masă în farmacii. Multitudinea de domenii unde activează astăzi farmaciștii sunt extrem de variate, de la industrie, laboratoare de control a calității, laboratoare de microproducere, clinică, companii farmaceutice și așa mai departe. Deci toate aceste domenii atât de variate necesită și cunoștințe temeinice, în așa fel ca viitorii absolvenți, viitorii specialiști, să fie competitivi pe piața muncii. Scopul proiectului Force Farm este creșterea capacității instituționale a USMF Nicolae Testemițanu de prestare a serviciilor educaționale și instruire farmaceutică și medicală prin cercetare în vederea formării de noi specialiști și totodată racordarea finalităților de studii, a competențelor la cerințele actuale a pieței forței de muncă. Aceste obiective vor fi realizate, în primul rând, prin remodelarea curriculară și, nu în ultimul rând, prin crearea unei platforme comune de învățare prin integrare cu cercetarea. Se preconizează, în primul rând, îmbunătățirea planului de învățământ la programul de studii farmacie, actualizarea a 8 curricule de la discipline atât fundamentale cât și discipline de profil farmaceutic, elaborarea a 2 curricule noi, interdisciplinare, comune, atât pentru studenții facultății de farmacie, cât și pentru studenții de la medicină, cu scopul de integrare a conceptului de farmacoterapie personalizată și abordarea acestui criteriu prin prisma cercetării medicamentului. Aceste activități vor fi realizate împreună cu experți naționali și internaționali care vor ghida aceste remodelări în conformitate cu cerințele actuale la nivel european și mondial. Obiectivele proiectului vor facilita conexiunea educației farmaceutice și a cele medicale la cercetarea științifică prin cadrul acestei platforme de educație prin cercetare și urmând acel deziderat pe care ne l-am pus ca scop, cunoașterea și studierea medicamentului de la concepere până la aplicarea lui în terapie. Un astfel de suport educațional va fi posibil și va fi posibil de aplicat atunci când va fi fortificată această platformă didactică și de cercetare a facultății și a universității per general,
prin crearea a celor două laboratoare noi, laboratorul de biotehnologii vegetale și farmaceutice și laboratorul de nanotehnologii farmaceutice și preformulare. Suplimentar, se preconizează fortificarea cu utilaj, cu aparataj, a laboratoarelor existente a Centrului Științific al Medicamentului, în special cu aparataj pentru analize bio, pentru bioanalize și pentru analize fizico-chimice, dar și a laboratorului de cercetări preclinice. Totodată, se preconizează înființarea și dotarea unei săli de studii care va fi dotată cu sisteme educaționale specializate care ar facilita însușirea procesului de dezvoltare a medicamentelor. Este vorba de softuri, drug design, design expert, softuri de prognozare a toxicității medicamentelor și altele. Astăzi, știm cu toții că biotehnologiile au cucerit terenul în toate ramurile existente. Este de neconceput astăzi medicamentul fără biotehnologii. Și aceste oportunități pot fi aduse și la noi în universitate prin crearea laboratorului de biotehnologii farmaceutice și vegetale. Utilizarea unor tehnici precum inginerie genică, biologia structurală, facilitează, de fapt, identificarea unor ținte terapeutice și dezvoltarea de principii activi, compuși activi, de terapii personalizate, adaptate specific fiecărui pacient, în funcție de caracteristicile genetice și moleculele individuale. Totodată, obținerea prin microclonare și micropropagare in vitro a speciilor de plante valoroase farmaceutic, omogene, avirotice, precum și cunoașterea fluxului celular metabolic in vitro de obținerea biomaselor vegetale ecologice, va servi drept sursă valoroasă de produse vegetale, de materie primă, pentru obținerea de noi fitopreparate și nutraceutice. De fapt, laboratorul va fi dotat cu echipament care ar facilita și pregătirea mediilor de cultură, creșterea biomasei, creșterea culturilor celulare, analiza microscopică, analiza fitochimică și multe alte activități și etape menite să dezvolte viitoarele preparate prin biotehnologii. Totodată, ne preconizăm, așa cum am menționat, crearea și laboratorului de nanotehnologii farmaceutice și preformulare. Acesta va asigura, de fapt, o continuitate a acelor cercetări de produse obținute prin biotehnologii, dar nu numai, și acelora care parvenite de origine sintetică și care, odată cu evoluția acestor tehnologii, a nanotehnologiilor, care astăzi, de fapt, își găsesc, se regăsesc în mai multe domenii, această ramură nanotehnologică a medicamentelor, împreună cu nanotehnologia medicală, va facilita terapia personalizată și atât pentru farmaciștii, practicieni, cât și cei din cercetare, dar și pentru medici. Toate aceste cercetări biotehnologice, vegetale sau moleculare, nanotehnologice, farmacologice, necesită efectuarea a multiplelor studii analitice. Iată de ce este absolut necesar fortificarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor Centrului Științific al Medicamentului cu aparataj și utilaj performant de analiză instrumentală care va permite studenților farmaciști să monitorizeze practic concentrațiile de medicamente în lichidele biologice, sânge, urină, lichide interstețiale. Aparatajul modern care va fi achiziționat va facilita dezvoltarea și validarea competențelor analitice specifice în cercetarea farmaceutică, asigurând acuratețea și precizia rezultatelor, efectuarea testelor de identitate, puritate, calitate, de potență, de bioechivalență și multe altele. Totodată, aparatajul analitic modern va asigura și petrecerea studiilor farmacocinetice de monitorizare a tratamentului, deoarece cunoaștem că drug monitoring este un aspect foarte important în terapia personalizată a pacienților cu diverse patologii. Cercetările biomedicale, care sunt pentru experimentale pe animale de laborator, sunt absolut indispensabile pentru cercetarea și dezvoltarea unui medicament.
Aceste cercetări necesită investiții în întreținerea animalelor și în utilaj care ar permite ca studenții să poată să învețe, să modeleze și să petreacă acele experimente, iar toate experiențele să fie petrecute în conformitate cu cerințele bunelor practici de laborator. Dotarea sălii de studii. De fapt, ne creăm, această sală de studii va fi creată de la zero. O sală de studii cu echipament IT și cu unde vor fi softuri specializate, unde studenții ar putea să modeleze molecule de medicamente, să le studieze în așa mod ca să prezică ce fel de activitate vor avea acestea per final și să coreleze activitatea cu structura. Totodată, să știe să modeleze forme farmaceutice moderne pe softuri drug design și, nu în ultimul rând, să prezică toxicitatea medicamentelor și activitatea farmacologică fără animale de laborator, unde este posibil, deoarece cunoaștem directivele europene cu referire la trecerea studiilor preclinice mai mult în spațiul virtual. Totodată, vreau să menționez că bugetul proiectului a fost repartizat în conformitate cu manualul proiectului și cu cerințele Băncii Mondiale. A fost împărțit în trei categorii. Este vorba de activități de implementare, de dotare și operaționale. Și în acest aspect aș vrea să menționez contribuția Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu în acest proiect prin componenta de cofinanțare, care își asumă responsabilitatea de a crea aceste laboratoare de la zero, de a face reparația capitală în conformitate cu cerințele regulilor de bună practică de laborator și dotarea cu mobilier și echipament IT a acestor spații. Din acest punct de vedere, este o inițiativă foarte și foarte frumoasă a universității noastre. În final, aș vrea să spun următoarele. Dragi studenți, acest proiect este despre voi și despre și pentru voi. Acei care astăzi faceți totul pentru a îmbrățișa aceste frumoase profesii și nobile de farmacist și de medic și mâine veți fi pilonul de bază și forța motrice a sistemului nostru de sănătate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Livia. Sigur că să ne dea Domnul puteri și sănătate împreună cu echipa de la cercetare a Universității, cu Facultatea de Farmacie în frunte cu decanul facultății, cu voi, tineri, studenți, ca acest subproiect ambițios să se realizeze și sper că o să reușim. Mulțumesc! În continuare, mersi. În continuare, aș vrea să rog ca doamna Olga Togadiuc, manager de subproiect, de primul subproiect al Universității, Force Med, să ne spuie de derularea primului subproiect, care este parte componentă și ele se combină cu proiectul numărul 2. Doamna profesor, vă rog. Bună ziua, distinși secretar de stat, doamna Adriana Cazacu, domnul Alexandru Gasnaș, stimate domnule Sergiu Harea, managerul proiectului învățământ superior din Moldova, domnul rector, stimați colegi și dragi studenți. Primul proiect, care are o abreviere similară cu cel de-al doilea, ForceMed, deci derulează deja un an și trei luni aproximativ și este în strictă corelare cu cel de-al doilea și cu toate că se numește ForceMed, ca beneficiari au fost atât studenții programului de studii integrate de medicină, cât și cei de la stomatologie, farmacie, programele de licență, dar și programul de master tehnologii moleculare în sănătate, care a avut ca scop la inițierea pregătirea specialiștilor ce vor lucra în laboratoare, în laboratoare didactice și în laboratoare științifice.
Luând în considerare că ele sunt complementare, obiectivele generale sunt aceleași, fiindcă au pornit de la același deziderat educație prin cercetare. Deci noi ne-am planificat să optimizăm planurile de învățământ la două programe de studii, programul de studii integrate medicină și programul de studii de master tehnologii moleculare în sănătate. În același timp să îmbunătățim 8 curricule, dar și să dezvoltăm 2 curricule noi, deci în special ne bucură inițierea unei discipline care permite să studiem adaptarea la schimbările climatice care au un impact major asupra sănătății și această curriculă a fost dezvoltată și deja din acest semestru și cu foarte mare certitudine studenții vor alege ca disciplină de studiu pentru anul viitor de studiu. Deci am reușit până la moment să obținem 2 rapoarte de evaluare cu propuneri foarte frumoase de îmbunătățire a planului de învățământ la programul de studii integrate medicină, atât de la expertul național, cât și de la expertul internațional, care este un specialist notoriu la Federația Mondială de Educație Medicală și propunerile înaintate de dumneiei sunt de o valoare extraordinar de mare, luând în considerare că noi suntem în prag de acreditare repetată a programului de studii integrate medicină. Deci programul de studii de master este în proces de evaluare la fel de un expert național și de un expert internațional la fel de notoriu, care a fost rectorul Universității de Medicină și Farmacie de la Timișoara, domnul profesor Raica, cu o experiență extraordinar de mare și așteptăm niște propuneri foarte frumoase. Deci 2 curricule au fost deja validate prin aprobarea la toate etapele de aprobare a curriculelor care sunt stipulate în regulamentele instituționale la nivel de program de master și 2 curricule la nivel de program de studii integrate, iar celelalte sunt în proces de evaluare și pe parcursul lunii februarie această evaluare va fi finalizată, deci practic noi anul viitor de studii începem cu planuri de învățământ îmbunătățite și cu 8 curricule îmbunătățite și 2 curricule noi. Deci o componentă mai mare ca finanțare și mai complicată pentru noi a fost dezvoltarea conceptului acestei platforme de educație prin cercetare cu mai multe laboratoare, precum și elaborarea condițiilor pentru achiziții și petrecerea acestor achiziții. Deja noi am avut 2 runde de achiziții. În rezultatul acestor 2 runde de achiziții, eu am să merg așa, deci valorificăm aproximativ 35% din resursele financiare și considerăm că runda a doua, care o anunțăm săptămâna viitoare pentru achiziții, ne va permite să valorificăm restul resurselor financiare. Deci ce se procură în prima rundă? Se procură utilaje de înaltă performanță, cum ar fi, spre exemplu, Citation 5, deci este un dispozitiv de fotometrie prin absorbanță, fluorescență, luminescență și microscopia încadrată, care permite analize a culturilor de celule vii în situația că celula vie se examinează și nu doar extrasul din ea. Deci, la fel, un utilaj sofisticat de cromatografie lichidă, HPLC, compatibil cu cele care deja există în universitate, axată pe studiul proteinelor, utilaje pentru experimente pe animale, complementar cu ceea ce se va dezvolta în cadrul proiectului 2, deci ele sunt legate strâns între ele. Pentru a avea spații și a amplasa toate aceste utilaje care se procură, deci s-a realizat reparația integrală etajul 6, blocul 1 de studii vecin aici, s-a planificat și s-a restructurat sistemul de ventilație, fiind separat de cel al ventilației spațiilor
celorlaltor catedre și asigurarea filtrării aerului corespunzătoare laboratoarelor. Deci a fost făcut designul mobilierului și chiar acum am primit acceptul colegilor de la echipa de implementare pentru a semna contractul. În decurs de 45 de zile va fi și mobilierul instalat. Deci astfel noi sperăm că până la sfârșitul acestui semestru, în proporție de 80-90% va fi finalizată dotarea acestei platforme de educație prin cercetare. Este un proces deloc ușor, deci noi ne învățăm și managerii de proiect și managerii de achiziții și managerul financiar, dar avem un sprijin foarte mare de la echipa de implementare, atât de la Banca Mondială, cât și de la Ministerul Educației. Deci sunt oameni foarte competenți, foarte deschiși, care permanent sunt la legătură și ne ajută la tot pasul. Deci trebuie să le spunem un mulțumesc foarte mare și cu ajutorul dumnealor și a colegilor din universitate. Sperăm că atât primul cât și a doilea proiect vor fi implementat cu succes și cel mai mult ce mă bucură este faptul că studenții noștri care sunt foarte activi și care merg foarte des peste hotare în diferite mobilități, vin și ne spun, noi am văzut asta, noi am făcut aceea, vrem și noi să avem și să putem să facem. Și aceste două subproiecte din cadrul proiectului Mare Învățământul Superior din Moldova va permite studenților noștri să facă ceea ce se numește hands-on, adică să fie într-adevăr implicați în activități individuale de laborator și să-și dezvolte abilități care pe urmă ei le vor putea valorifica în procesul lor de activitate și ei vor deveni încă și mai întrebați pe piața muncii, care eu sper foarte mult că va deveni mai diversă și nu se va limita doar la farmacie, dar va fi și industrie farmaceutică avansată în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Stimați colegi, onorată asistență, după cum vedeți, toate acestea este pentru voi, pentru tânăra generație, pentru viitorii medici, pentru viitorii farmaciști, pentru viitorii, deci, țării noastre și alma mater. De aceea, noi n-am pregătit special, dar suntem gata să ascultăm sugestiile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră. Dacă ar vrea cineva și ia cuvântul, vă rog, la tribună, să știți că suntem gata oricând să vă includeți în discuții, în participare, în elaborare. După cum a fost menționat, este un proces destul de complicat. Și aș vrea, folosindu-mă de moment, să mulțumesc echipei de la cercetare, în frunte cu domnul Cărincean Gropa, să mulțumesc echipelor care au contribuit la dezvoltarea acestor două propuneri, acestor două proiecte, la elaborarea lor și care s-au realizat cu succes. Succesul că am câștigat din o luptă destul de serioasă cu alte instituții, cu alte universități din țară, așa niște sume, deci impunătoare pentru dezvoltarea cercetării, pentru educație prin cercetare, pentru voi, tineri colegi. De aceea, dacă este cineva, dorește cineva să-i spuie, vă rog. Nu sunt. Doamna Cazacu, vă rog. De fapt, agenda evenimentului nostru includea și un dialog cu studenții, de ce domnul rector și îi provoacă pe studenți la dialog. Dragi studenți, într-adevăr sunteți niște privilegiați ai sorții, având în vedere faptul că beneficiați de asemenea condiții și că condițiile de studii se îmbunătățesc.
Și m-am bucurat foarte mult să văd această informare despre desfășurare, despre implementarea proiectelor, pentru că, de fapt, ceea ce noi ne propunem Ministerul Educației prin implementarea acestor politici, dumneavoastră, sau aici, noi astăzi am văzut cum, de fapt, se implementează. Și noi ne propunem modernizarea curiculii și ni s-a arătat că se modernizează curicula în Universitatea de Medicină, se dezvoltă alte curicule, noi discipline de studii și așa mai departe, laboratoare se dotează. Deci tot ceea ce ne propunem, constatăm cu satisfacție că se realizează, se implementează. Deci în ce constă acest dialog pe care noi ne l-am propus cu dumneavoastră? Ministerul Educației și Cercetării este metodologic, într-un fel, responsabil de activitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova. Fondatorul acestei universități este Ministerul Sănătății. Noi considerăm că avem o colaborare foarte bună cu Ministerul Sănătății. Dar, cumva, parcă ne simțim uneori un pic la o distanță mai mare, ca să zic așa, de dumneavoastră și de aceea vă invităm și la acest dialog. Ar fi foarte utile, foarte importante pentru noi sugestiile dumneavoastră. Ce ați dori dumneavoastră să comunicați Ministerului Educației și Cercetării în cazul dat? Dacă aveți anumite sugestii, pe parcurs m-am gândit că poate pentru studenți ar fi fost cazul să mai menționez și faptul că ne propunem să atragem mai mulți tineri în cercetare, întrucât s-a avut în vedere aici educația prin cercetare. Pentru că știți că în ultima perioadă acest domeniu, din păcate, nu este prea atractiv, dar noi ne propunem să majorăm bursele, cel puțin pentru anul viitor ne propunem dublarea burselor pentru doctoranți și este și un angajament al Ministerului Educației și Cercetării, al Guvernului Republicii Moldova și în contextul agendei de asociere UE. Ne propunem să susținem mai multe start-up-uri, avem niște ținte ambițioase și în ceea ce privește majorarea mobilităților academice pentru studenți. Iată, așa, foarte pe scurt, am vrut să vă mai comunic câte ceva din preocupările noastre, din planurile noastre ale Ministerului Educației în raport cu dumneavoastră tinerii. Și dacă aveți sugestii, întrebări, sunt foarte binevenite. Eu știu că timpul, într-un fel, a fost preconizat o oră. Bine, dacă acum nu aveți suficient curaj, puteți să ne scrieți și la adresa electronică a Ministerului. Sau văd că deja sunt niște tineri care vor să vorbească, da? Poftim! Puteți veni aici. Da? Sigur. Bună ziua! Mă numesc Grâncheviț Igor. Am vrut să întreb despre curiculum mai concret. Deci, care schimbări va fi, ce nou va fi anul viitor. Nemijlocit, cred că despre schimbări trebuie să vorbească colegii mei, profesorii din cadrul universității. Eu am văzut la numeric, așa, 8 curicule și așa mai departe. Dar deja asta e mai mult tehnic. Eu mă refer dacă aveți anumite întrebări, sugestii pentru noi, pentru minister. Asta colegii poate să vă răspundă, profesorii din cadrul universității. Cert este că, din ceea ce am înțeles eu și din discuțiile pe care le-am avut noi la nomenclatorul domeniilor de formare profesională și mai departe, în cazul dat și prin acest laborator și prin aceste proiecte, se dorește o reanimare a domeniului farmaceutic sau a studiilor în acest domeniu. Și sunt niște noutăți, într-adevăr, și faptul că se propune utilizarea nanotehnologiilor sau in vitrum, metoda asta in vitrum și altele, astea sunt cu adevărat. Eu mă bucuram, sincer vă spun, pentru dumneavoastră, urmărind ceea ce se prezenta la ecran. Dar vă sugerez, discutați cu profesorii dumneavoastră, o să vă spună mai multe. Și încă un moment, ca o recomandare, dacă dumneavoastră nu aveți recomandări pentru noi, eu vă vin cu un îndemn și cu o recomandare, să fiți foarte activi, să vă implicați în activitățile organizațiilor studențești, în structurile studențești, pentru că așa veți ajunge și la autorități și, știu, cumva ne veți impulsiona și pe noi, veți face ca să fim mai activi și să lucrăm și mai mult în interesul educației și a tinerilor. Pentru că noi ne dorim, apropo, o ascultam pe doamna Tagadiuc, da? Că zicea despre piața muncii și așa mai departe și eu mă gândeam că, din păcate, foarte mulți absolvenți ai Universității de Medicină din Republica Moldova aleg să
să se angajeze peste hotarele țării. Noi ne-am dorit ca dumneavoastră să aveți condiții, salarii atractive, astfel încât să rămâneți mai mulți în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Dacă nu aveți sugestii... Onorată asistență, stimați colegi, după cum ați observat dumneavoastră, toate acestea au fost preconizate și sunt preconizate în strategia de dezvoltare a universității pe următorii ani, până în anul 30, de aceea acești bani, aceste două proiecte vin în ajutorul universității, deci sigur că noi nu ne oprim aici, avem foarte multe planuri ambițioase. Am avut întâlniri înainte de sărbători cu studenții. Săptămâna trecută am făcut întâlniri cu cadrele didactice, am discutat despre unele schimbări în universitate. Cunoașteți cu toții că se modernizează orășel studențesc, deci fiecare an, practic, deschidem un cămin nou modernizat. Acest lucru am făcut anul trecut și în anul precedent. Acum este în derulare căminul numărul 2, care în 24 îl dăm în exploatare. În anul 25 va fi dată în exploatare căminul 3 pentru Facultatea de Stomatologie și Farmacie. Suntem cu proiectul gata și finanțarea pentru Institutul de Cercetare, care așteptăm ultimele etape de judecată referitor la cerințele pentru deschiderea Institutului de Cercetare. Deci suntem gata cu un proiect de dezvoltare a Cusimului și extindere. Azi sau mâine vine un proiectant internațional de peste hotare să discutăm acest lucru. Pe data de 2 februarie o să fie, deci, o întâlnire cu start-up-urile în medicină și care a vorbit secretarul de stat al Ministerului Sănătății de dezvoltare un parc special în acest domeniu. Sperăm că în următorii ani, în următorii 5-10 ani, acest lucru se va schimba, se va moderniza și tot se face pentru viitorii noștri colegi. Onorată asistență, stimați secretari de stat, stimați prorectori, decani, deci cadri didactici, stimați studenți, cu aceasta întrunirea de astăzi a luat sfârșit. Vă mulțumim la toți pentru prezență, vă mulțumim pentru susținere, încă o dată reiterez, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății. Noi ne simțim foarte confortabil cu fondatorul Ministerului Sănătății, dar ultimul timp în istorie n-a fost așa, ne-am apropiat foarte aproape de Ministerul Educației și conlucrăm foarte frumos, de aceea avem o susținere din partea Guvernului, ne dorim sănătate, pace și succes. Mulțumim mult! O zi bună în continuare!